Numărul persoanelor infectate cu noul coronavirus este în continuă creștere, prin urmare autoritățile înăspresc măsurile de protecție. Municipiul Bălți a intrat sub cod portocaliu COVID, iar în orașele Cahul și Soroca a fost instituit cod roșu. Decizia a fost luată în data de 3 august de comisiile locale de sănătate publică, așa cum în ultimele 2 săptămâni rata incidenței a depășit limita de 50 de cazuri la 100.000 de locuitori în municipiul Bălți și se apropie de 100 de cazuri în Soroca și Cahul. Potrivit reprezentanților Centrului de Sănătate Publică, numărul persoanelor infectate în municipiul Bălți a crescut cu 60% în ultimele 2 săptămâni. Autoritățile au fost nevoite să declare cod portocaliu aici, începând cu data de 3 august. Dacă în perioada precedentă au fost înregistrați 32 de cazuri, municipiul Bălți a creat în cod de galben. Atunci, pe parcursul următoarelor 2 săptămâni, s-au înregistrat 52, și o majorare din 60 între 6. Dacă e cod roșu, trebuie să fie mai mult de 100. Astăzi, internați în Spitalul Clinic din Bălți sunt 122 de pacienți infectați cu noul coronavirus. 16 oameni se află în stare gravă, iar 3 au fost conectați la aparate de respirație asistată. Tot cu virusul SARS-CoV-2, în secția de pediatrie a spitalului au ajuns 2 minori de 17 și respectiv 9 ani. Pacienți avem din toate raioanele de nord ale țării, deoarece Spitalul Clinic Bălți preia COVID-ul din municipiul Bălți și din regiunea de nord, inclusiv Soroca. Dacă noi, colună în urmă, aveam în mediu 35 de pacienți cu COVID, la fel din municipiul Bălți și din raioanele de nord ale țării, acum noi treptat am început să creștem în număr și astăzi de la 30-35 avem 122-125. Totodată, autoritățile anunță despre faptul că în raionul Cahul 15 localități au fost plasate sub cod roșu de COVID-19. Virusul a fost confirmat la 61 de persoane, 5 dintre care sunt în stare gravă. Același regim de alertă a fost instituit în municipiul Soroca, așa cum numărul persoanelor infectate se apropie de 100 de cazuri. 50 dintre acești pacienți au fost preluați de medicii din Bălți. Din municipiul Bălți avem 20 de pacienți, dar avem un număr record de creștere a cazurilor cu COVID din Soroca. Avem 50 de pacienți din numărul total de 122. Doar în 2 zile noi am spitalizat din Soroca 20 de pacienți. Reprezentanții Spitalului Clinic Bălți spun că sunt gata să facă față unui nou val de îmbolnăviri, întrucât instituția a fost dotată cu echipament de protecție și dispune de peste 30 de paturi pentru pacienții COVID.